Bună ziua! Astăzi facem o lecție despre rezistența materialelor, totul despre rezistența materialelor. Metoda eforturilor, cable încărcate simetric. Bineînțeles că simetria geometrică este, trebuie să o aibă. Axa de simetrie încărcată geometrică trebuie să fie axa de simetrie încărcată. Deci axa de simetrie încărcată simetric și axa de simetrie geometrică să fie aceeași. Să se traseze diagram de eforturi. NS, forțe axiale, TS, forțe tăietoare și momentul curvatoare MZS. Să se verifice cadrul de figură, se dau Q mic, sarcina distribuită 4 kN supra metru, L mic, 0,5 metri, tensiunea normală admisibilă 104 MPa, eu 2,10 la 4 MPa. Secțiunea transversală este circulară, fi 70, bineînțeles, milimetri. 1 MPa fac un newton pe milimetru pătrat. Ăsta este cadrul. Aici e Q pe lungimea 2L, Q pe lungimea 2L, momentul MZ2QL pătrat, MZ2QL pătrat. Este încărcare simetrică. Rezultant R1, 2QL, Q ori 2L, rezultant R2, Q ori 2L, la lungimea L, L, la jumătate. Aici e L, L și L. Acum, dacă facem normal, deci grosomodă, fără să vedem nimic, câte necunoscute are? VA, VB, HB și HA. 4 necunoscute. Câte ecuații avem? 3 ecuații. Sumă de fx e 0, sumă de fy egal cu 0, sumă de mz egal cu 0. 4 minus 3, 4 necunoscute minus 3 ecuații de echilibru, egal cu 1. Probleme simplu stat inetermate. Dacă nu vezi că simetria să te ajute cu ceva, ai de lucrat 1, 2, 3, 4, 5 regiuni. Lucrezi, nene, până ca jos. Adică e foarte mult. Dacă vezi simetria, o să vedeți că este și mai bine. Adică se lucrează mai frumos, mai elegant. Aici poți să dat în simetrie, deci VA și VB se pot afla, VA egal cu VB, e simetric, se poate afla, calcula, să vedem mai departe. Deci condiții de echilibru ale cadrului, sumă de fx 0, HA minus HB minus 4 QL plus 2 QL e 0, supă e figă e 0, VA pe VB și sumă de MZ egal cu 0. Ia să vedem. PX HA minus 2 QL plus 2 QL minus HB egal cu 0. PY VA plus VB egal cu Y. Sumă de moment față orice punct din plan și din spațiu egal cu 0. Luăm sumă de față de reazime, că e mai ușor, da? Dispare V-ul. Și sumă de MZ față de A e 0. 2QL ori L plus 2QL pătrat plus 2QL pătrat minus 2QL minus VB ori 3L fac 0. Sunt 3 ecuații, 4 minus pute, problema simplu stat inetermate. Ăsta se simplifică cu ăsta, l-aflu pe VB. VB egal cu 4 supra 3QL. De simetrie, VA egal cu VB. Așa. Aici am făcut sumă de MZ față de A egal cu 0. Cum? R1 am pus-o în A, pentru că am spus MZ față de A e 0, ce am spus mai înainte. Dau 2QL ori L, e cu plus, cu luăm plus pe asta. Asta de aici. 2QL ori L. Plus 2QL pătrat, minus 2QL pătrat, ăsta la altul, la R2. O punem pe R2 aici, brațul este ăsta, este tot cu minus 2QL ori L. Asta cu ăsta se duce, deci rămâne 4 supra 3, 4 și VB-ul. VB-ul duc aici, VB ori 3L. Deci 4 pe 3QL. Și VA egal cu VB, egal cu 4 pe 3QL. Avem axa de simetrie de încărcare, IMM, care este și axa de simetrie geometrică. Deci avem aici, unde intersectează axa de simetrie de încărcare și axa de simetrie geometrică deodată,
aici cadru, deci aici este deci aici în punctul ăsta, deci în punctul ăsta e, sau în secțiunea asta, există o secțiune principală, să spunem. De ce? Aici, forța teritoare TQ interioară este 0, avem numai NQ și MZQ. Deci, până la urmă, este static aici. Problema este simplu static neternat. Deci, TQ egal cu 0, NQ și MZQ. Ăsta e punct principal de aici. Bun. Și aici, HA plus NQ egal cu 0, TQ egal cu 0, am spus, condiții de echilibru le punem. Sumă de MZ față de A e 0, da? Și avem așa. Deci cadrul care studiem una, două, trei regiuni, e mai puțin. E tot, deci nu mai sunt 5. Deci lucrăm mult mai puțin. Aici este el supra 2L și 2L. Da? În orice secțiune din cadru, când tăiem, avem, este ca și o încastrare, e în tăiem. Dar în punctul Q este aici o încastrare principală care transmite informație, anume ce? Forța interioară are TQ e 0 și avem numai NQ e MZQ. Astea alte sunt generale. Da? Sunt trei ecuații de echilibru, patru necunoscute, VA, HA, NQ, MZQ, dar sunt mai trei regiuni din 5. E mult mai ușor de calcul, da? Condiții de echilibru, 4 minus 3 faz 0, tot simplu stat ineternat. Și aici este el pe 2, 2QL pătrat, Q, 2L, VA și HA. Ăsta e Y1, X2, X3. Avem trei regiuni. Sumă de fx e 0, HA minus 2QL minus NQ e 0, sumă de fx egal cu 0, VA egal cu 0. Deci aici nu avem T, deci VA egal cu 0. Și dacă o luăm și în partea asta la altă, deci asta, aici, este 2QL pătrat minus 2QL pătrat și VB egal tot cu 0. Nu-i cu plus amândouă. De ce? Uite aici, 2QL pătrat minus 2QL pătrat. Deci VA egal cu VB egal cu 0. Da? Deci ăsta este cu minus și VB egal cu 0, să vadă și de aici. Așa. Mi-a dat aici VA egal cu 0, corect? Sumă de MZ fază A, 2QL plus 2QL pătrat minus MZQ plus NQ egal cu 0. Deci este HA minus NQ fac 2QL, NQ ori 2L minus MZQ egal cu minus 4QL pătrat. Ia să vedem, ne întoarcem, deci HA minus 2QL minus NQ egal cu 0, deci HA minus NQ este egal cu 2QL odată. Da? HA minus NQ e 2QL. Sumă de MZ față de A, de punctul A. Față de punctul A avem 2QL ori L și ăsta e cu plus. Ăsta de aici plus 2QL pătrat minus MZQ minus NQ ori 2L. Punem pe NQ aici, NQ ori 2L. Sau avem, da? N-am mai insistat la asta, deci e clar. Aici avem una, două, trei necunoscute și două ecuații, simplu stat indeterminat. În Q se înlătură MZQ, deci cadrul rămâne stat indeterminat și aici înseamnă că necunoscutul stat indeterminat este MZQ. Dacă lucrăm prin
Da, prin metodă de Fortus. Trasez diagram pentru M Z 0. Adică are numai NQ. M Z dispare, corect? M Z Q. Și atunci aici se calculează M Z 0, M Z 0 mare, necunoscutele. Deci HA este egal cu NQ plus 2QL, sumă de fixe 0, VA egal cu 0 și scriem condiții de echilibru. Sumă de MZ față de A e 0, la aflăm pe NQ. Deci HA minus 2QL minus NQ e 0, VA e 0, sumă de MZ față de A e 0. Luăm pozitiv cu asta și facem așa, față de A, punctul ăsta. Bine, rezultantul o punem aici, dăm brațul peste, e cu plus, 2QL ori el. Plus 2QL pătrat, NQ, NQ o pun aici cu verde, brațul e 2L, e cu plus. Plus NQ ori 2L, e egal cu 0. Simplificăm prin L, 2QL plus 2QL plus 2NQ, e 0, împărțim prin 2, NQ fac minus 2QL. Sumă de fx e 0, HA minus 2QL minus NQ e egal cu 0, ăsta e minus 2QL, vine plus 2QL, HA egal cu 0. V e 0, HA egal cu 0, NQ e minus 2QL. I se schimbă sensul lui NQ. Deci a fost așa, îl luăm așa. Îi schimbăm, fac 2QL. Câte regiuni? Prima, 2 și 3. Aici, din prima, trasăm pe MZ mare de S. Asta e o parabolă de QL pătrat, 2QL pătrat, din mic și aici e 0. Ia să vedem că putem să o facem și mental. Aici NQ nu de moment în X, deci NQ este 0. Aici N este minus 2QL pătrat, că e constant. Deci e bun. Așa, e constant și aici saltul este NQ 2QL pătrat. Parabola. La parabolă. Deci momentul aici este 0. Și momentul este minus QY, minus QY pătrat supra 2. QY pătrat pe 2. Aici este minus 2QL pătrat, da? Minus 2QL pătrat, deci e corect și aici, are la 4 și parabola. Dar acum o facem, ăsta e diagram, da? O facem explicit. Regula de semn pentru efortul în teoria pozitivă este asta, TU, N așa și MZ, noi lucrăm cu momentul. Momentul MZ de Y1, aici în secțiune, deci în secțiunea Y1 facem. Deci ăsta fac H, HA e 0, VA e 0, n-am treabă cu ele. Deci numai QY1. QY1 pun aici rezultanta, dau brațul peste forță și e cu minus. Da? Este minus QY1 la pătrat, e o parabolă. Derivata 1, derivata 2 mai mică 0 concavă. MZ în 0 fac 0 și MZ în 2L fac minus 2QL pătrat. La diagram. Nu are puncte de extrem. Am făcut-o. Regiunea a doua. X2 de la 0 la L. Regula de semn este asta, TU, N și MZ. Ăsta nu dă moment, numai ăsta. Și minus 2QL pătrat e orizontal. Regiunea a treia, momentul este 0. Am spus asta. Aici nu dă, momentul e 0. Acum tratăm MZ de S. MZ1. Când în punctul Q acționează, în locul MZQ inițial, în moment MZ e 1 kN în metru. Dar noi lucrăm cu MZ egal cu 1, v-am explicat de ce. Deci MZ fac 1 aici. Și la fel. HA, condiție de echilibru, HA1 egal cu HQ. VA1 fac 0. Sumă de MZ e 0. Câte necunoscute avem aici? 1, 2, 3. Cu 3 ecuații. Sumă de MZ față de A e 0. Să vedem ce facem. Deci ăsta e minus 1, că luăm pozitiv pe ăsta de aici. HQ. O pun pe HQ aici. Ăsta este brațul, dar brațul este forță cu minus. Minus HQ ori 2L fac 0. HQ este egal cu minus 1 pe 2L. Dar v-am explicat de ce, că forța este ăsta, momentul MZ e 1 kN, e 1. Trasăm diagramul MZ1, deci în primul
H-a este 1 pe 2L, am făcut-o, dar imediat cu minus i-am schimbat sensul, da, HQ era așa, H-a e minus pe 2L, deci trebuia, da, trebuie în partea elaltă, e corect. Deci momentul aici este 1 pe 2L, ori Y1, este o dreaptă, în 0 e 0 și în 2L fac 1. Deci aici, bine așa. Aici momentul este pozitiv, este 1. Și, da, se face ei. Dar am pus. M Z0. Deci este Y1 pe 2L. Am arătat ce și cum. Duc aici H-ul, dau brațul. Brațul, pentru că este M Z mică, Y1. Asta e punct principal aici. Că Y1 spune. Și duc perpendiculară din secțiune pe direcția forței, sensul e așa, dau brațul peste forței cu plus. Deci Y, 1 pe 2L ori Y1. MZ 0, 0, MZ de 2L fac 1. Y1 de la 0 la 2L. În partea aia am spus că e constant, ne dă saltul, e corect. MZ 1S. MZQ fac 1, dar e un kilometru metru și am mai explicat de ce, că până la urmă simplifică la un test de măsură. Regiunea a doua, X2 aparține de la 0 la L. Așa e sensul, regula de semene. Momentul este 1, la 3 este tot 1, adică 1 kN, și asta este diagramul MZS mare și asta lui MZS mic. Să păstrăm și, da, centrele de greutate și tot, că lucrăm după metoda eforturilor. YG1 este 3L supra 2. Da? Alul ăsta, centru de greutate alul ăsta mic este 4L supra 3, că e 2 ori 2L pe 3. E 2, 2 supra 2, vine 2 supra 3 ori 2L, adică dă-i 4L pe 3. Alul ăsta este L supra 4, că e L pe 2. Alul ăsta dă-i și L pe 2 la jumătate. Pe fiecare, cum am făcut, se face tabelul pentru amândouă. Tabelul centralizat pentru regiunea 1, 2 și 3, MZ mare și MZ mic. Ăsta e minus QY1 la pătrat pe 2, e minus 2Q la pătrat și 0. Minus Y1 pe 2, 1 și 1. De la, aici Y1 de la 0 la 2, X2 la 0 la L, X3 de la 0 la L pe 2. X1 delta 1, 1 plus X, delta 1, 0 fac 0. X1 necunoscută statul unitar, MZQ. MZQ1 delta 1, 1 plus delta 1, 0 fac 0. Delta 1, 1 e sumă de integrale de MZ mic pătrat ISI supra IZ DSI. Delta 1, 0, sumă de integrale de MZ ISI, MZ mic ISI DSI EI IZ. Repet încă o dată, teorema legii proprietății lucrului mecanic, de studiată, să se învață demonstrația pentru ca să o înțelegi, ca să o aplici. Delta 1, 1, integrală de la 0 la 2L, M1, 1 este Y1 pe 2L la pătrat supra IZ, 0 la L, 1 pătrat dx, că M-ul e 1, dx2 e z, și aici e tot 1, 1 la pătrat dx, de la 0 la L pe 2, dx3 e z. Delta 1, 1, 1 pe z, factor comun. Aici vine 1 pe 4 L pătrat y1 la 3 pe 3, de la 0 la 2L, plus 1 pe z, x2 de la 0 la L, plus 1 pe z, x3 de la 0 la L pe 2. Deci este 1 supra IZ, 4 L pătrat, ori 2 la 3 pe 3, plus 1 pe L supra IZ, plus L supra 2 pe IZ. 1 pe IZ factor comun, 2 L supra 3. Aici vine, se simplifică 4 L pătrat cu 4 L pătrat de aici și rămâne 2 L de aici și, da, 2 L supra 3. Ăsta este 1 ori L IZ, L pe 2 supra IZ. I1 fac 2 L supra 3, I2 decât integrală. El și ăsta L pe 2. Delta 1, 1 îi fac 2 L pe 3 plus 1 L pe 2 supra IZ. Deci este L supra IZ pe lângă 2 pe 3 plus 1 plus 1 pe 2. Aducem la cel numitor, aici amplificăm cu 2, 6 și cu 3. 4 plus 6 plus 3 supra 6, deci este egal cu 13 supra 3 L IZ. L supra IZ. Metoda grafică.
I1, integral de la 0 la 2L dă Y1 pătrat supra 2L de Y1, ne dă 2L supra 3. I2, integral de la 0 la L, 1 pătrat de X2, X2 de la 0 la L, fac L. I3, integral de la 0 la L, de L pătrat de X2, X3, de la 0 la L2, deci egal cu L supra 2. Aici dă 1 ori X3. 1 ori X3, pardon. 1 la pătrat pusesem. 1 la pătrat, da? Așa, X3 fac L supra 2. I1 este area lui MZ1 mulțit cu MZ1 YG. Area lui MZ1, 1 ori 2L supra 2, fac L. MZ1, Y1 pe 2L. YG2 este 4L pe 3. MZYG2 fac 1 pe 2L, 4L pe 3, fac 2 pe 3. I1 fac, deci area este L, ori ăsta, 2 pe 3, fac 2L pe 3, la fel ca integrare. I2, area lui MZ2 mulțit cu MZG2. Aria lui MZ2 fac 1 ori el. MZG2 fac el supra 2. Deci este 1 ori el ori 1 fac el. Regiunea 3. Aici vine aria lui MZ3, XG3. XG3 el pe 4, MZ fac 1. MZ din el pe 4 fac MZG1 fac 1, deci 1 ori el pe 2 este aria, I2 fac 1 ori el pe 2 ori 1 fac el pe 2, I3 fac el pe 2. La fel ca la integrare. Delta 1, 0, fac sumă de integrale. Dân MZ SI mare, MZ SI mic, supra IZ I de SI. Integral la 0 la 2L, momentul este minus cu el pătrat supra 2, Y1 supra 2L, IZ de Y1, ăsta, el în tabelul centralizat. Pus în egal de la 0 la L, din minus 2 kL pătrat ori 1 de X2 EZ, egal de la 0 la L pe 2, 0 de X3 EZ. Asta este 0. Delta 1, 1. Fac 1 pe EZ. Minus Q supra 4L, Y1 la 4 pe 4 la 0 la 2L, 1 pe EZ, 2 kL pătrat ori X2 de la 0 la L, și asta e 0. E minus QL la 3 supra EZ, minus 2 QL la 3 supra EZ, plus 0 pe EZ. Aici este minus QL la 3, deci I1 e minus QL la 3, I2 e minus 2 QL la 3, I3 fac 0. Deci este aici, total este minus 3 QL la 3 spre Z, delta 1, 0. La Q, asta, area lui MZ mulțit cu, îi calculez, mulțit cu MZ YG1, aria lui ăsta fac integral la 0 la L de MZ mare, care este minus Q supra 2 Y1 pătrat pe 2, fac minus Q supra 2 Y1 la 3 pe 3, de la 0 la 2 L fac minus Q supra 6 8 L la 3, minus 4 pe 3 QL la 3. Deci asta este aria lui MZ. Ăsta de aici, asta e aria lui MZ. Îl calculăm pe ăsta cu integral la 0 la 2 L de Y1, YG1, MZ 1 de Y1. Integrat la 0 la 2L, Y1, MZ, Y2, Y1, egal la 0 la L din Y1, minus QY1 pătrat pe 2, minus Q supra 2, Y1 la 4 pe 4 de la 0 la 2L, minus Q la 4. YG1 fac I1 ăsta stelat supra area lui MZ1, fac minus 2 QL la 4, supra minus 4 pe 3 QL la 3, fac 3L pe 2, YG1 fac 3L pe 2. Este în desen trecut frumos, le-am făcut, area minus 4 pe 3 QL la 3, YG1 3L pe 2. De unde MZ de 3L pe 2 fac 1 pe 2L ori 3L pe 2, fac 3 pe 4. Și I1 fac minus 4 pe 3 QL la 3 ori 3 pe 4, minus QL la 3. Ne dă același lucru. Regiunea a doua, X2 aparține la 0 la L. I2 fac minus 2 QL la 3. Este area lui MZ1 ori MZG. XG este L pe 2, area lui MZX2 fac minus 2 QL pătrat ori el fac minus 2 QL la 3. MZG fac MZ el pe 2, fac tot 1. Deci este minus 2 QL la 3. E aceeași calitate în integrale. I3 fac 0, pentru că aria aici este 0, MZ este 0 și ne dă delta 1, 0, minus 3, Q la 3 pe IZ, delta 1, 1, 13 pe 6, el supra IZ. MZ Q, delta 1, 1 plus delta 1, 0, fac 0. Când ridică nedetenare, să-l aflăm pe MZ Q. MZ Q fa minus delta 1, 0 pe delta 1, 1, minus 3, supra, minus 3 Q la 3 pe IZ, supra cu minus în față aici, 13 pe 6, el pe IZ. EZ cu LZ se simplifică, rămâne
și minus cu minus fac plus 18 pe 13 QL la pătrat. Fac 1,38 QL pătrat. HA fac 0,69 QL. HA minus NQ fac 2 QL. NQ ori 2 QL minus M IZQ fac minus 4 QL pătrat la început când l-am calculat. NQ ori 2 QL minus 1,38 ăsta. QL pătrat minus 4 QL pătrat fac 0. NQ ori 2 QL fac minus 4 QL pătrat plus 1,38 QL pătrat. Se simplifică prin el. 2 NQ fac QL pentru că minus 4 plus 1,38. NQ este minus QL supra 2. 4 minus 1,38 fac minus 1,31. NQ fac minus 1,31. HA fac 2 QL. S-a înlocuit cu... De aici HA minus NQ fac 2 QL. Minus minus 1,31. Deci HA e pozitivă. HA fac 0,69, NQ minus 1,31, se schimbă sensul, MZQ este 1,38. Cu asta a devenit, am calculat toate, adică de ternarea și avem prima regiune, a doua și a treia, trasând diagramele NT-MZ. Le luăm în bucăți. Forța axială, asta de aici. E minus 1,31 QL pătrat. Ia să vedem. Aici forța axială avem e 0. Numai aici avem. De aici până aici. Și compresiunea. Minus 1,31 QL. Trasează direct. Iese saltul. Egal cu NQ. E corect. Forța tăietoare aici e 0. E 0. Aici e 0,69. Minus 1,31. Ia să vedem la forța tăietoare. Ăsta e 0, vine 0,69 cu plus, minus 2QL, că ăsta e Q, minus 2QL în partea asta, și îmi dă, da, și este o dreaptă, și rămâne așa. La moment este o leacă mai complicat, diagramul moment este aici, așa. O să vedem, o facem, și la moment... Deci o luăm pe bucăți. Prima regiune. Y cum aparține la 0 la 2L. Regula, deci repet, pentru începător e sfântă asta. Deci care nu face pasta, n-are ce să explice. Al doilea, nu se poate face, de exemplu, dacă n-ai viteză, nu poți să o faci la curs sau la seminar, pentru că ți-a mult timp. Mie mi-a mult timp ca să vă explic. Dar odată ce o am dat-o aici online, o audiez, că în restul n-ai cum, nici noi n-avem cum. O parte, da, viteza lipsește și la mulți, cărora lipsește viteza de predare. N-au ce căuta în învățământ, să se ducă unde a înțărcat mutul iapa, că n-au ce căuta. HA e 0,69 QL, forța axionare e 0, forța tăietoare este asta, 0,69 minus Q ori Y1. Regula de semne asta. Este o dreaptă. T dă 0,69, T dă 2, 0,69 QL minus 2 QL, fac minus 1,31 QL. Sigur, dacă am o valoare pozitivă sau negativă, sigur, forța tăietoare e 0, ca să avem punct de maxim sau de minim pentru moment. 0,69 QL minus Q ori Y1 fac 0, Y1 fac 0,69 L. Punct extrem pentru MZ de Y1. La moment. Momentul aici. HA-ul o pun cu albastru, dau brațul peste forță, vine 0,69 QL ori Y1. Aici rezultanta este QY ori Y1 pe 2 cu minus. Minus QY pătrat pe 2. MZ de Y1. Așa o să pun. Deci aici 0,69 QL ori Y1 minus QY1 pătrat pe 2 parabolă. Derivata întâia e 0,69 QL minus QY1 e forța tăietoare. Derivata 2 minus Q mai mică a 0 concavă. Y 0,69 0,69 QL este punct de maxim. MZ 0 e 0, MZ în 2L fac 0,69 QL ori 2L minus Q supra 2 ori 2 QL pătrat, e QL pătrat factor 1, 0,69 ori 2 minus 2 fac minus 0,62 QL pătrat. MZ maxim fac MZ 0 în 0,69 QL, fac 0,69 QL ori 0,69 QL minus Q pe 2 ori 0,69 QL la pătrat, e 0,69 QL pătrat pe 2, e 0,23 QL pătrat. Pentru asta, exact ce am făcut, le pun aici. La moment, aici a fost 0, aici minus 0,62 QL pătrat, momentul aici a fost 0,23 QL pătrat și am trasat diagramul de moment.
Pentru astea altă, pentru astea două de aici, regiuni, deci pentru ăsta a treia, este 1,38 QL pătrat, iar aici este 1,38 QL pardon, aici este minus 1,38 QL pătrat, că sensul cuvântului este în sensul trigonometric, că iau de în dreapta, și aici este 2 QL pătrat minus 1,38 pătrat, e pozitiv, da? Deci sunt constante. Ăsta e 1,38 QL pătrat, iar aici este minus 0,62 QL pătrat. Și avem așa. Regiunea a doua. Deci aici. Regiunea a doua este, regula de sen este asta. O să vină ăsta. Este 1,38 QL pătrat minus 2 QL pătrat. Dacă așa este sensul, sensul trigonometric e pozitiv, că e partea dreaptă. Și forța axială NX2 egal cu minus 1,38 QL. Forța tăietoare e 0. 1,38 QL pătrat minus 2 QL pătrat minus 0,62 QL pătrat. MZX2 minus 0,62 QL pătrat. Regiunea 3 numai asta și este cu plus 1,38 QL pătrat. NX3 este minus 1,31 QL, 33 este 0, MZ de extrem 1,38 QL pătrat constant. Momentul maxim, să vedem, unde secțiunea periculoasă este maximă, în secțiunea care momentul încotro este maxim în valoare absolută. Să vedem ce avem aici, 0,23, 1,38, asta e maxim. Avem o infinitate de aici de valori, de secțiuni traversare, dar unde 1,38 QL pătrat pentru regiunea 3. Și deci se pot face diagramele, se pot face și direct, dar pentru începător, repet încă o dată, trebuie să fie asta. MZ extrem 1,38 QL pătrat constant este maximul de secțiune periculoasă, Q e 4 kN la metru, L 0,5 metri, sigma admisibil 104 MPa, diametru 70 de mm. MZ maxim fac 1,38 ori 4 kN la metru, mulțit cu 0,5 la pătrat metru pătrat, ăsta cu ăsta se duce, e 1,38 kN metru, fac 1,38 ori 10 la 6 Nm ori milimetru. Diametrul secției circulare, diametru 70 de mm. Modul de rezistență minim, după axa OZ, este pi de la 3 pe 32, pi pe 32, 70 la 3 mm la 3, 33.673,94 mm la 3. 1 MPa fac 1 Nm pe metru pătrat, 1 kN pe metru fac 10 la 6 Nm pătrat. Sigma maxim, tensiunea normală maximă, MZ maxim supra modul de rezistență minim, mai mic sau egal cu sigma admisibil, este relația de verificare. Sigma maxim fac 1,38 ori 10 la 6 Nm supra 33.673,94 mm la 3, egal cu 40,98 MPa, mai mic decât 104, cadrul verifică. Deci, oameni buni, ați văzut, aici trebuie să fie... E clar, dacă n-ai viteză, n-ai și putea învățământ universitar, stai acasă. Eu, de exemplu, pot să fac la orice, deci pot să fac trei probleme de-astea în două ore, dar să știți să faceți, adică să știți și teoria, să știți ce să lucrați, că aici nu mai merge pe bâșbâite, da? Și să aveți mână. Mână trebuie să faceți caietul de teme, că altfel nu merge. Este absolut, este